Ulziceni am zis cu 2-0 pe Poliași în ultimul meci al turului. Brandan și Semedo au marcat golurile victoriei. Campionii termină prima jumătate a sezonului pe locul 2 la egalitate de puncte, 34 cu liderul CFR Cluj și cu Steaua, diferența fiind dată de golaveraj. Giașul speră să treacă cu bine peste acest meci de aici de la Ulziceni. 65 de minute a rezistat Iașul lui Grigoraș în fața lupilor din Bărăgan. Brandan a executat o lovitură liberă obținută de Semedu și Bilașco i-a eliberat calea spre gol. Lusescu în prima repriză a dat-o pe lângă poarta lui Brăneț. Frunză nu a putut nici el să-l învingă pe portarul Iașului în minutul 57, iar Maftei nu a fost nici el mai inspirat. Pantera neagră Semedu a mușcat și ea din moldoveni cu 6 minute înainte de final. Împrumutați de la Sportul Studențesc pentru acest retur, Tibi Bălan și Dacian Varga au jucat pentru ultima oară în tricoul Unirii. Alături de Steaua și CFR Cluj, urzicenul lui Dan Petrescu are 34 de puncte și a terminat turul de campionat pe locul 2, fiind dezavantajată de golaveraj în fața clujenilor care sunt lideri.